Parcul Central Simion Bărnuțiu, sau așa cum este el cunoscut, Parcul Mare, are o istorie care se întinde pe o perioadă de peste 185 de ani, fiind înscris începând cu 2010 pe lista monumentelor istorice din județul Cluj. Istoria parcului datează din 1827. În 1830 este deschis către public, având inițial numele Nebkert, Parcul Poporului. Din 1860, îngrijirea parcului este preluată de Comisia Parc, președintele acestuia fiind contele Imre Mico. În 1865 a fost săpat lacul și construit pavilionul pentru muzică. Începând cu anul 1960, parcul se va îmbogăți cu statuile unor personalități celebre: Antonin Ciolan, George Coșbuc, Liviu Rebreanu, Octavian Goga, Sigismund Toduță. În ultimii ani, în clădirea cazinoului sau pe aleile parcului, se organizează evenimente culturale, artistice sau recreative, fapt ce a adus o schimbare pozitivă și binevenită în atmosfera parcului nostru. O să citesc câteva poezii din antologia 101 de poezii, antologie care tocmai a apărut. Marginea. Marginea e transformată de o oglindă care multiplică nedefinit zilele trăite, le proiectează iluzoriu într-o perspectivă care ne pare nesfârșită. Și poate că marginea e atât de aproape, poate mai e doar un pas până acolo. Dar eu privesc încrezătoare în oglinda care transformă acel pas în nesfârșire. Cafenea. Dinspre ce parte să vin spre tine? Dinspre partea mea de moarte sau dinspre partea mea de viață? Dinspre frigul din rănile plecate sau dinspre ceea ce a rămas proiectat pe ecranul strălucitor al visului meu, pe care l-am trimis în viitor și care mă așteaptă acolo, ca o cafenea aproape goală sau ca mine când încă nu știam că existi? Visul acesta al meu are întâlnire cu mine, să intru în el ca într-o îndepărtată cafenea, în care, dacă existi cu adevărat, o să te găsesc așteptându-mă gânditor în fața cafelei tale, din care ies aburi neîncetat, ca un semn că timpul tău stă pe loc pentru a-l întâlni pe al meu. Am fi putut să inventăm o limbă. În alte circumstanțe existențiale am fi putut să inventăm o limbă, sau aproape o limbă, pentru că alteritatea ar fi fost anihilată de asemănarea noastră prea mare. Ar fi fost o limbă cu o gramatică foarte simplă, în care verbele s-ar fi conjugat aproape mereu la timpul prezent definitiv. Și toate cuvintele ar fi purtat în ele seme ale intensității maxime, așa cum trupul poartă uneori sufletul care tânjește sau agonizează, care e cuprins de exaltare sau de magie. Dar acum, în lipsa acelei limbi, verbele mi se conjugă la condițional optativ, prezent sau perfect, nu are importanță. Cel mai important este că te-aș fi putut iubi la timpul prezent definitiv, dincolo de limita care desparte sufletul de trup și pe mine de tine. Citesc din volumul 33+3, Poemele copilăriei. Piticul. L-am întâlnit a Evia într-o noapte. Mi-a scăpat dintr-un vis și, trezindu-mă, l-am simțit întins între mine și sora mea. Nu-mi venea să cred ce neobrăzat era. I-am pipăit corpul, umerii, fața. Era el. Avea barbă și căciulă pe cap. Tăcea și nu-i păsa deloc că neîncrezătoare îi verificam existența. Teribil m-am speriat. Am așteptat minute lungi să dispară. Am încercat să adorm, să se strecoare înapoi în vis. Degeaba. Sta tot întins între mine și sora mea adormită, respirând sacadat. Trebuia să-l dau de gol. Era momentul să-l privească și alții, să nu mai spună nimeni că îmi închipui lucruri care nu există. Lângă patul lui tata am stat o vreme nehotărâtă,
Îl priveam cum sfărăia obosit. Încă puteam da înapoi, să aștept până în zor să vedem ce va fi. Dar în patul meu dormea un pitic. Nu era violent, nu vorbea, nu-mi făcea absolut nimic, doar că s-a strecurat într-o lume în care n-avea ce căuta, abuzat de imaginația și visele mele. Trezește-te, tata! Un pitic doarme în patul meu, a ieșit dintr-un vis și nu știu să-l trimit înapoi. E real, nu-i închipuire cum zici. Dar când tata aprinse lumina, parșiv, piticul dispăru. Degeaba l-am căutat sub masă, sub pat, mi-am dat seama că de acum va fi doar al meu. Va trebui să mă descurc singură cu el, o taină cumplită ne va lega. Tare viclean era piticul meu. Mi-a rămas alături mult timp. Apărea fără niciun cuvânt printre lucruri, printre frunze de brusture. Seara simțeam cum mă însoțește, nu rău, nici bun, un pitic ciudat și atât. Cum creșteam, tot mai mic se făcea. Ca în poezia scrisă de Ana Blandiana, cât bobul de strugure, cât bobul de mazăre, cât bobul de grâu. De acum puteam să-l recunosc printre idei și concepte, printre păreri. Ori de câte ori era ceva nepotrivit, semnul era el. N-am fost deloc surprinsă când mi s-a spus despre cineva care avea pitici pe creier. Eu chiar îl vedeam umblând pe cutele scoarței cerebrale. Poate oricine să-l vadă dacă privește puțin diferit, cu ochii mijiți, cu ochii de copil. Deși, dacă niciodată nu v-ați trezit cu un pitic alături, dormind, nu sunt sigură că o să-l zăriți mai târziu. Voi citi o poezie din volumul Orele Aspre. Nu există țară pentru cei învinși. Cei smeriți nu au spre cine se întoarce. Capul nu și-l culcă în pace. Inima nu-și găsește odihnă. Sufletul se zbate și nu poate sparge temnița trupului. Străini sunt ei pe pământ și doar la zeul cel crunt, alinare. De ce cânți? De ce cânți, frumoasă privighetoare? Înșelătoare lucirea stelelor, amăgire lumina lunii, întunericul mincinos. De ce cânți, frumoasă privighetoare? În lunga noapte, de ce cânți? Și un poem din Rondul Poeților, editat de filiala Cluj a Uniunii Scriitorilor, îngrijit de Irina Petraj. Este vorba de un poem ecou la tabloul lui Alexandru Rădvan, Imperator. Un tunet se rostogoli de-a lungul bulevardului eroilor. Un fulger albastru lunecă printre trecători. Se ținea drept pe placă, în stânga aveau felie de pizza, genunchii ușor îndoiți, dreptul ușor julit, rulă pe lângă lupa Capitolina și duse mâna strânsă pumn la inimă. Ocoli cățelul bufos, grupul gălăgios de copii, cei doi îndrăgostiți sărutându-se, în zare vedea Aievia muntele îndepărtat, căruia îi spunea acasă. Sosise clipa, o strângere de inimă, placa se ridica, se înălța tot mai sus, mai departe, un tunet se rostogoli de-a lungul bulevardului eroilor, un fulger albastru lunecă peste trecători, porumbei și pescăruși, formidabilă trenă. Voi citi din Marea Scriitorilor, Între Olimp și Zidul Puterii, o proză scurtă, Neptun, crochi un doi timp. Trenul aluneca pe șine cu un sunet ritmic, iar vagoanele erau îmbâxite, după multe ore de drum, cu un aer stătut. Mirosul atât de inconfundabil al trenului amestecat cu acel al corpurilor transpirate. Era 1980, se fuma în vagoane, aerul dinăuntru era împrospătat doar prin deschiderea geamurilor, unele înțepenite și murdare, iar aerul de afară era și el fierbinte. Dar lâncezelea din acele ore ale dimineții de iulie era plăcută, pentru că deja era însoțită de speranța că cele 13 ore de mers monoton se vor sfârși și în curând se va zări marea. Marea apărea an de an, după aceeași curbă,
Mai întâi vag cenușie, apoi din ce în ce mai clară, demarcându-se două nuanțe de albastru. Și totuși, de fiecare dată, era așteptată ca o mare surpriză, ca o necunoscută, ca și cum ar fi fost posibil să nu mai fie acolo, iar bucuria era încă proaspătă. Apoi apăreau rând pe rând toate detaliile, oamenii pe plajă, unii deja bronzați, alții abia în primele ore de plajă, umbrelele, cerșafurile, mingile colorate, valurile care se spărgeau de mal. Urma coborârea precipitată în haltă, uneori înlocuită de coborârea la Mangalia și un drum frumos cu chichicarul până în stațiune. Apoi drumul pe jos, cu bagajele pe aleea șercuită, printre brazii lui Ceaușescu, până la Vila Cochetă, ascunsă în tufe de verdeață. Era și la vederea vilei aceeași surpriză. În fiecare an, de lucru familiar și regăsit, era mai mult o senzație, pentru că deja nimeni nu se mai uita la detalii, florile păreau aceleași, oamenii aceiași, covoarele oliv neschimbate, camerele așteptau să fie ocupate. Vila e plasată pe faleză, mare parte dintre camere având balcoanele inundate în soare, cu vedere spre mare și plajă. Despachetarea se face cu febrilitate, deja de a doua zi nimeni nu va mai fi atent la ce îmbracă, toată vila va fi plină de nisip, de miros de alge, de sare, de corpuri bronzate de toate vârstele. Toată lumea cunoaște pe toată lumea, nu plouă niciodată. Oare chiar nu ploua niciodată atunci? E un mic paradis la malul mării, dar cu durată fixă, ceea ce probabil îl face cu adevărat plăcut. O lenevie organizată, dar neforțată, ritmată de mese și de soare, un fel de tabără de scriitori fără instructori. Un sentiment de libertate stăpânea pe toată lumea în zilele acelea. După amiezile și serile erau pașnice, neîntrerupte de țârâi de telefoane, fără internet, dar și fără plictiseală. După 25 de ani, mașina aleargă pe autostradă, pe cei câțiva zeci de kilometri de autostradă. În rest, nu aleargă aproape deloc, ci mai mult stă sau alunecă greoi cu mai puțin de 60 de kilometri la oră din cauza aglomerației. Drumul durează mai mult decât cel cu trenul, cu nenumărate blocaje în trafic. Aerul condiționat din mașină nu face față caniculei, oamenii sunt nervoși, se înjură, aruncă gunoaie pe geamul mașinii. Oare unde a dispărut așteptarea aceea febrilă? Unde e marea? Nimeni nu a observat-o. Deja mergeau de minute bune paralel cu plaja. Uite, e plină de scaune pliante, de umbrele identice bărgate, de omuleți bronzați care vorbesc la telefon. Mașina parchează în fața vilei, e mult mai comod așa, se descarcă bagajele, cazarea se face repede, toată lumea e foarte amabilă. Vila e aceeași din exterior, tufele sunt la fel, alea e la fel, camerele cochete și renovate. Balcoanele însorite, marea frumoasă, de un albastru închis de cerneală, valurile, nisipul. Bucuria se simte, dar de ce nu mai trece niciun fior pe șira spinării? De ce ochii se uită în larg și văd aceleași lucruri, dar totul pare mai degrabă o carte poștală pe care o ții în mână și te aștept să regăsești o stare, o senzație, o după-amiază leneșă de iulie. Poate pentru că nu mai cunoști pe nimeni, poate pentru că deja ți-a sunat mobilul de 6 ori, deja cauți o conexiune la internet și simți că nu o să ai cu ce să-ți umpli zilele. Poate pentru că ochii copilului nu mai pot să vadă prin ochii omului mare, care a ajuns acum după 25 de ani în același balcon și de data asta plouă la Neptun.